Roberto a cunoscut astăzi fetele din casa Mireasa și are un blind date cu Cătălina. Eu nu am înțeles ceva din povestea lui Roberto. El are un copil cu femeia aceea cu 10 ani mai mare decât el, care deja avea un copil dintr-o altă relație, nu? Sper că n-am înțeles greșit. Ciudat este faptul că el ține mărturisire că, vezi, doamne, femeia respectivă nu și-a dorit un test de paternitate să-i dovedească lui că este copilul lui. Păi, să fim serioși, poate s-a simțit jignită, nu? Adică dacă ea era într-o relație cu el, la ce naibii cere testul de paternitate? Când ar fi putut să-ți înșele dacă voi erați într-o relație și trăiați împreună, că de fapt asta a spus, nu? Deci, până la urmă, are un copil despre care nu vrea să știe nimic pentru că ea l-a înjurat pe el și pe familia lui. Asta mi se pare foarte dubios. În rest, pare un băiat extrem de ok. Mi se pare că s-ar potrivi cu Cătălina, chiar cred că s-ar potrivi amândoi. Sunt tare curioasă să vedem parcursul lor în această emisiune. Mie îmi place foarte mult Cătălina. Sper să nu aleagă pe Denisa, deși Denisa este mult mai mare ca el. Sunt curioasă să vedem blind date-ul care va urma imediat după pauză. El în pauza aceasta are posibilitatea să cunoască fetele și să interacționeze cu ele. Sunt tare curioasă să vedem ce părere va avea după pauză și către cine se îndreaptă. Contează foarte mult.